Prii mai mult și mai bine, și cu mai mult adevăr ceea ce n-am scris noi. Am în vedere, nu noi personal care suntem, dar generația noastră. De ce spun fraza asta? Anul trecut, după 2 martie, nu o să numesc numele familiei, o persoană mi-a dus și o cărțulit, așa, cu 80 de pagini. Iată și mie, colegul, mi-a cadonat. Clasă, mă, Ioane, să știți cu cărțulit ce e. Citesc. Cât e cu 80 de pagini de citit? Și găsesc așa o frază referitor la ceea ce Ilașcu stătea intermițat. Și într-o dimineață, între ministrul Șefțov, cu antifeiem se deschide ușa și îl scot pe Ilașcu. Ce persoană scrie așa ceva? Cine e antifeiem? Toți știu, ori nu toți știu. Să e aceeași persoană care a fost în omonul de la Riga cu familia Antifeie și a venit în Transnistria ministrul KGB-ului sub altă familie, Șefțov. Și acum e Donetsk. Și acum e Donetsk, da. Are practic. Păi da? Păi știți, nu vreau să spun pe zbolnav orice, dar m-a apucat o durere. După așa frază știi pe care și de ce vreau să doresc tineretului și ce zbolnav care scriu amintiri cărți. Dar să scriu mai mult adevăr. Mai mult adevăr decât gândurile noastre, așa, cum spune, imagini, ori închipuit, ori ieșind din ceea ce cunoaștem și așa, și altele. M-a prezentat domnul Andrei, sunt Vasile Grosu, născut în Moldova, de carieră am fost militar, plecat în anul 67 din Moldova și întors în anul 92. Am făcut serviciu în armata sovietică, 25 de ani fără 3 luni, așa mi-a fost soarta. Nu mă mai refer la multe. Mai știu, am avut așa soarte să trec pe multe. Dintre care și Puciu din August, Puciu și altele din anii 80-90 până în 92, în toate 3 republici Baltice, inclusiv și în Kaliningrad. Am făcut serviciu la funcții de stat, m-am întors colonel, șef direcție în Ministerul Apărării. Aici, nu știu, am avut mai mult noroc, ori fericire, ori invers, dar am avut soarta să particip. La depunerea jurământului militar primul în Republica Moldova, alături de domnul Снегу, președintele țării, și domnul Creangă, prim-ministru apărării, să particip practic tot războiul de la Nistru, din aprilie, nu din martie, eu am fost participant, până la sfârșit. Să conduc grupul militar, să organizez trupele de artilerie, să particip la acordul despre reglamentare conflictului transnistrian și multe, multe altele. Inclusiv până la anul 95 am fost conducătoră a delegației militare în componență, delegației pentru retragerea, delegației Republicii Moldova, care s-a ocupat cu retragerea armatei 14 și până în ziua de azi, spun că noi le-am lucrat, deci el nu s-a retras. Dar totuși vreau să spun că în timp de 3 ani de zile, cât a condus organizația domnul Țăranu și domnul Osmachescu, au fost evacuate din Transnistria 86 de eșalane. Eșalanii erau așa, de la 20 până la 50 de vagoane, platforme, asta tot a fost și stul, de mult, și tehnică, și armament, și altele. Ne scuzați? Pe scurt, vreau să fac o mică analiză, câte ceva material am pregătit tu, dar nu am fost știut, câte ceva totuși o să vă spun. Declarând și aderarea normelor unanim acceptate de comunitatea internațională, Republica Moldova s-a angajat să promoveze politica neutralității permanente, să nu participe la conflicte armate, la alianțe politice, militare sau economice care au scop pregătirea războaielor, să nu permită folosirea teritoriului său pentru apăsarea bazelor militare străine, să nu producă și să nu experimenteze arme nucleare. Hotărârea majorității cunoștitoare populației din Moldova de a se desprinde de Uniunea Sovietică și de a-și afirma independența a determinat reacția ostilă a unor lideri politici, cusofoni și rusofili din stânga Nistrului.
Incident pericol unor acțiuni separatiste conduse de Chișinău pe terestrinca din iulie 91 să ofere tuturor locuitorilor Republicii cetățeniei moldovenească. Adoptând prin legi în care se asigurau dreptul pentru minoritățile naționale, populația rusă și cea rusofilă obișnuită cu poziții sale provinciale, se temea că le va pierde. Pe măsură ce avem mișcări de eliberare naționale, mișcarea națională creștea, bozincile ei că păta un caracter vădit anti-imperial, tot mai îndeșunate devineau forme de împotrivire. La Tiraspol, Râmnița și în alte orașe au avut loc greve, în urmă căruia, în urmă lor și a unui referendum nelegitime, s-a configurat ca o mișcare politică, îndreptată împotriva reformelor, s-a confirmat deci separatismul francescan. Concomitent, sub același semn, s-a început să se desfășoare evenimentele la slujba Republicii. Deci, să nu vorbim, să nu citim mult, să ne amintim. S-a declarat așa numită Republică Nistreană. S-au început, în primul rând, formările trupelor armatei transnistrene, decât la cei că acolo era dislocată armata 14 și multe alte unități militare, paralel se formau unități așa numite militare, unități militare a Republicii Nerecunoscute. Da, mulțumesc. Ситуация была решительно не под контролем. Я вам скажу так, симпл, что в Молдове не прессе окупал те ситуации милитарные, а ему все окупал кондучили, где путери, партии, значит, его приватизация, алтели, декит декреаре армати национальной, варифорцевой армати Републики Молдова. În Transnistria, un singur cuvânt, așa, familia Costenca, poate să povestească de multe, de multe care... Mulți dintre noi în ziua de azi nu știu. Asta o familie care a adus moarte la sute, cred că, de moldoveni. Fără ceva. Fără legi, fără sentințe, târguind cu armament furat din armata 14 situată în Transnistria și ducându-l și vânzându-l chiar și la Odessa și armament de acolo a ajuns și la Puciul din Moscova în 91. Iată un exemplu. Dar de ăștia erau mai mulți și erau conducători a unităților militare din așa numită Republica Nistreană-Moldovenească. Care era situația reală? Se poate de vorbit multe, cu politica se mai ocupau, cum am spus, cu armata nu prind, cu studierea conflictului, ori cauzelor care, din care poate izbucni, tot nu prind. Și din partea Rusiei erau alte situații, și din partea conducerii noastre. Eu fiind militar, în districtul militar Baltic, la funcție destul de înalte, nu să mă laud, știu că în 91 la Tallinn a venit domnul Yeltsin. A adunat trei conducători de republici baltice, a ascultat toată situația și a spus, dați-le atâta independență cât pot ei duce. În Moldova a venit locțuitorul domnul Ruscoi și nu la Chișinău, dar la Tiraspol. Și a anunțat că armata 14 rămâne a Rusiei, că la armata 14 se măresc salariile deodată și jumătate, că serviciul aici, teritoriul Moldovei, se va considera conlesnit pentru un an jumătate de stajul și multe altele. Deci, situațiile erau diferite. Toate că de la bun început și la noi se vorbea și în toată Uniunea Sovietică, a fost imperiu și în țările Baltice și în Ucraina, că ea că este asemănătoare.
Жоржия Церкви Фалтиш Молдова. Ситуация делотної раси монотуальна. Делотної раси монотуальна. А у фосторі моменті ситуації кінсен чаркат. Це продукти, то течеш, що продусна медика. Це партія. Це формує за кільківа режимуй, яка це фірмує у жоржі продукт. Назначаєш лікування у фосторайону Шальчині, Кайвуді, Салітрас, Кондуші, партійний комуніст, Літуанян, Ділакарі судді з приїздяму партійду Літуанян, комуніст, на фронті додому образовався. Чому діяв? Трей, що це в форматі? А що у вас ситуація? Є студія, конкрет, дону Бемурат Аламурит, ситуація, діла Дубасан, там на чес капітул, вряв це амінтеск, состабили релации интернациональные, кетритовые марки. У моему дюсуты дице, у статили уники Америчи, администрация Касси Алды ангажируется с роборезезным инвестициям для капитала на экономию национала. Введение транзиции в экономию Либера Депяца. Реализовали политические экстремы Республики Молдова, сенскрии, штабилили уму прилежить релации привилежать к Румынии. Конститизируется тот наймута дивер, у кавема чеш мимба, чеш домитор, у мали масура чеш истории, шерчила твистил, никари консидерен, но путем са нутра имбини, по праце и ношу дин кауза амбицилор и диологичи, мвеките али унора, куринтили домой меча с небо. Майдул, кя свиден констрейжер ли жеополитичи, лакарни раз упус Република Молдова, решединки с негу, рынка нову заждой, начепуту анулой, я скрис аша фраза, ка друмул ностру есть анебойос, да цинис при Европа, уди сен сигур, вамажужи. Пенекенд межим, тот аша небойос, ши но видим и шире дин тунел, дин маймути причин, носы не у преск, носы не дискрил. Дич, врял, сыну преск пуцин на ситуации один, Молдова. У нас после дома Гамура путели советики, кондучи, у него не советики. А я мут, семнали, семцяк, яты, верю, мерз, при дистроматике, при дистроджере. Все семцяк пистеток, чем пина не вот зачни, чем зашасы. Самочепут, шумуки, реформи, структурили дефорца. Дим, наймолки перц, а не имперку. Готов марти, вовора вону динапти, дому гамурайца оприт, тензиво, кем Молдова яра примитки, дим организация национального уника. Дичь, 34 дни полиции Стешенко, но просто арестат, шедус, шпинкиш, на Кираску, велосекция, один Дубаса. Шакрово, Малтратат, Икай, Дичь, Шамей, Дубаса. Дичь, им тим был разбойный у Беловинского мури, чирка 3 сути и персони, шуми, у суту, у Дичь, у пост, границ, шалтили. Я вам спустил, для усмого пресс-при скуртла, ситуация милитарная. Вони 18 імперів у межі Свердлістомарів фос держав принаймні 86-86. Сервічні спеціальні мілітарі з секуритаті, де спошував мулті активітет, на сурді привінілі на трек територію, вярінки у Сєдні, Сєдні, Балчі, Молдова, Кавказ. Чи є рам Молдова? Іра ситуати армата Пайсп, зіче. А шапі скурценіки пуїв, чи останні армати, а стаєсті от структури, де милитар на армадську дефіліті жінку. У армади тіресна. Формати дєм. Чел пуцін три дивізії. Дивізія, єсті во марі унітаті, кучерка 300 мільді персоні. Ну, єсті на чипка ді персонал. Ед армада пайську зічі єлі, де факта, ані чи єрав три. Вона дислокатим Тирасполь, кари си дізволта. Вона дислокатим Белс,
care scădea și se evacua din prânsa armament tehnic și așa mai departe. Și una în regiunea Odessa. De lângă asta și altele. Erau structuri care puteau desfășura de la trei divizii mai multe. Ceea ce citiți, ați studiat, poate care cunoaște, în Afganistan, în timpul sovietic, au luptat armata 40. Acolo erau 7 divizii. 80.000 de persoane. Și multe alte unități. Deci, cum am spus, în stânga nisului creștea și în dreapta se distrugea. Deci, divizia 59 de componență armate 14 avea dotare tehnică și armament. Eu numesc cifra minimum, cel puțin. Tancuri 216 unități. Sisteme de artilerie 144 unități. Transportoare blindate și mașini de luptă infanterie 370 unități. Sisteme antitank 64 unități. Aruncătoare de bombe 54 unități. Erau și multe alte unități care nu făceau parte din componența armatei 14. Numai din numirile o să vi spun și cred că dumneavoastră de acum o să vă imaginați ce misiuni și ce sarcini și ce importanță aveau aceste unități. Să spun așa, batalionul intersectare exploziilor atomice. Засечки ядерных взрывов. Я ситуат на Викторас. У вас ничего, как это требует смыслы. Батальон протекции химика, режимент де понтуани подуль, бригада де женю, бригада понтуани подуль, бригада де ракете оператив тактичи НОУК-72, așa numitele R-300, care erau dislocate în cetate. Eu vindeam, îi stăteau în cetate. Regiment rachete antiaeriene, dislocat în singur Tiraspol și multe alte unități. Un comitet cu asta, în Chișinău, era dislocat. Regimentul 300 de parașutiști, care făcea parte din divizia sovietică situată în Ucraina, Volgograd. 300 de parașutiști, de fapt, Uniunea Sovietică avea 4-5 așa divizii. Un regiment, adică dintr-o divizie, un regiment era situat în centrul Chișinăului. Nu chiar în centru, dar la Buicani, strada Vasile Bucur. În 92, comandant era fratele mai mic al lui Alexander Gebit, Alexei Gebit. Pe urmă, politician, prin structurile rusești acum. Au fost ridicate multe întrebări de tratative, de negocieri, de împărțiri, de retragere, nu s-a susținut nimic. Și până în octombrie 92, regimentul ăsta era situat la Buican. Ultimul document de retragere lui, adică de împărțiri în două părți, a fost la 16 octombrie 1992. Ce ne spune asta? Tot conflictul, tot războiul, în centrul Chișinăului era așa structură. Așa structură, dacă să ne amintim istoria care pe timpul liceului cineva își amintește, în Tășchent, în Frunze, în Tbilisi au fost desfăcute câteva. Un batalion din Pskov a fost desfăcut în timpul așa numitei telebașcă de la Vilnius. Vă amintiți? Emisiuni de lui Nevzorov, la 600 secund. Un batalion. Asta e a patra parte din regiment. Tot cam așa cum era dislocat aici în Chișinău. Iată ce erau situații aici. La Bels, vreau să vă contrazic pe domnul Gămuraj, era dislocată бригада de rachete tactice, așa numit точка U, НОУК-76. Asta era o sistemă nouă, care cu greu, dar n-au uitat-o și aici. Eu lăsat-o când au dovedit să o scoate. Ce este racheta
Орсичі ракети, Каляри, Фокос, Атомик, Нуклеар, Мощевые кассеты. Есть порт-ракета. Аппарат у нас борт. Над Фокосом транспортировался на тем, как сегодня. Ни Киевну став еле, а Литовку ракета. Ни что стать его нити заводят, ни что Россия, ни что Алтипарс. Ерал, Доунитет, Лаколбасна, Ашановити, ракетно-парковый дивизион, подвижная ракетно-техническая база. А если Доунитет, не умеете мне бороться, как мои реплики с инцележей 18-го. А если Доунитет примявши транспортал на ракеты, конкрет Фокосили. Ракеты ли есть, как Ерал, Мбел, Ерал, адика, хотел все траки, куфокуасы, атомичи, зеро, чудов, чудой. Ши, касети. Кондучили нас, ну, пришли я, че се платит и фекут, ши че есть ясно. Висервиля, интрегулый комплекс для ракеты, и ради 50 миллионов долларов пял. Не având nimic, не având Фокосили, прецели де лупты мои корект, ракетишки де номес, ну се путя де деценут вопрос. Де че е еле Фокос? Ну а де некоторые руши, шо с ним, шо руши я удатнул. Аста то дупе разводи акума. Дар ера ситуация, ниш ну шо, ниш не заводя с пусом мест. În fiecare zi, în unitate aceea, se duceau diferite delegații. Venite din alte țări, din republici, din Uniune, mai știu eu. Erau două persoane, adică doi comandanți. Unul din partea Moldovei, este și azi eu trăiești în Chișinău, care să urmărească, nu cumva să facă acel din partea Rusiei o prostie. Прошел бы партия России, который суперсрезал, ну, кого вам удовольствие факты чевакова. Респонсин черношки, бать факт, пока софурат дискун диму птим пчела дякова. Дар был с политичьен, кондукатор мальдик атонч, винел на Белс, да лечи индрептаты кому, дряпус про Румыния, да лечи индрептаты про Румыния, дряпус при Трансвисвия. Да лека ракетели, адосен стар.